câteva anunțuri înainte ca să începem și să continuăm călătoria noastră prin cartea Isaia. Vă amintesc, ne aflăm în capitolul 38 și 39 în această seară. În această seară avem și cina Domnului, așa că nu vă grăbiți acasă după, vom sta la părtășie după. Vreau să vă amintesc sau cumva să vă atrag atenția, nu o luați ca și o critică, ci doar o simplă atenție, la programul și orele la care începem. Este bine ca să fim aici la fix, ca să putem începe la fix, ca să terminăm la ora la care zicem că terminăm. Nu de alta, dar pe mine mă preocupă, pentru că dacă depășim eu critica, nu altcineva, și atunci mă interesează lucrul acesta. Winston Churchill zicea, promptitudinea este felul în care oamenii importanți își arată respect. Mi se pare o vorbă foarte înțeleaptă. Taică-meu îmi zicea, dacă trebuie să duci undeva la o întâlnire, trebuie să fii acolo la fără un sfert. Dacă nu ești la fără un sfert, ai întârziat. Sunt anumite lucruri care au intrat în sângele meu. De exemplu, maică-mea îmi dădea două peste cap dacă intram în casă cu pantofii în picioare. În ziua de astăzi, dacă mă duc la ceva în casă, chiar dacă îmi spune de 1000 de ori să intru încălțat, eu trebuie să-mi dau jos pantofii, că simt palmele lui maică-mea peste spatele capului. Da? Sunt anumite lucruri care trebuie ca să le însușim și promptitudinea e una dintre ele. Biserica are rolul de a ne civiliza pe lângă alte lucruri. Trebuie să fim, cel mai bine ar fi la fără un sfert. Să stăm, să citim din Biblie, să mai dăm mâna cu un frate și să ne pregătim ca să ne întâlnim cu Domnul. Dacă am venit întotdeauna la servici, la și 5, la și 10, șeful ne-ar concedea. Domnul e bun și îndelung răbdător, dar ar fi bine să nu încercăm nici răbdarea lui. Vă amintesc de planul de citire care am hotărât ca și biserică să-l parcurgem împreună. Mai sunt câteva exemplare tipărite. Dacă nu le aveți, puteți ca să luați legătura cu mine după serviciul din seara aceasta și vă dau un exemplar. Dacă mai trebuie, mai putem lista. Este un plan ca să citim Biblia împreună ca și o adunare în timp de un an de zile, un lucru sănătos și cred că frumos ca să facem împreună. Vă amintesc că adunarea generală, care o avem de cel puțin 4 ori pe an, va fi pe data de 18 și, printre alte lucruri, vom discuta probleme importante referitor la primirea noilor membri. Dacă deja ați cerut ca să fiți primiți ca și membri, sau dacă încă n-ați cerut și acum vă gândiți, vă rog să luați legătura cu mine săptămâna aceasta, să ne întâlnim săptămâna aceasta, să rezolvăm toate detaliile înainte de adunarea generală. M-aș bucura ca să putem să rezolvăm și acest detaliu. Știu că mulți dintre voi ați exprimat deja faptul că considerați Biserica Sfânta Treime ca și fiind familia voastră și vreți ca să intrați în această relație de mădular în trupul local al lui Hristos, așa cum ne învață Scriptura, și lucrul acesta mă bucură foarte mult. Haideți acum să ne întoarcem la cuvântul Domnului și să privim în Isaia 38 și 39 un pasaj minunat. Într-un fel, îmi pare rău că nu avem mai mult timp în această seară. Vreau ca să fiu mai scurt, încât să putem ca să avem și cina Domnului și să avem și timp după. Este un pasaj extraordinar de important. Este un loc în care se întâmplă o tranziție în cartea Isaia, o tranziție istorică, o tranziție textului. Cartea se divizează, asta este una dintre liniile de diviziune în carte și ar merita ca să petrecem mai mult timp, dar vreau foarte rapid și telegrafic ca să extragem lucrurile cele mai importante din acest pasaj. Thomas Cranmer a fost episcopul din Canterbury în timpul reformei engleze. În 1553, regina Maria a urcat pe tronul Angliei și el a fost arestat. Pe geamul celulei sale a privit pe doi frați ai săi, Hugh Latimer și Nicholas Ridley, care erau arși pe rug pentru credința lor în Evanghelie. Latimer încuraja pe fratele lui Ridley, strigând peste flăcările și gălăgia care era în acea curte: "Fii consolat, dragă frate Ridley, îmbărbătează-te și rămâi tare, pentru că în această zi, prin harul lui Dumnezeu, vom aprinde o flacără în Anglia care cu ajutorul Domnului nu se va stinge vreodată." Colegii săi au ars pentru Evanghelie în acea zi și au rămas tari.
Cranmer nu a rămas tare. A cedat la scurt timp, după arestul lui, a semnat declarații în care să leapădă de Evanghelia lui Hristos. Guvernul i-a permis să trăiască o viață confortabilă pentru un timp, s-a bucurat de libertate, s-a bucurat de confort, după care a fost arestat din nou. Când a devenit evident pentru el că oricum va fi ucis, indiferent ceea ce va face, Regina Maria căuta ca să-l ucidă, curajul i-a reapărut. În ziua execuției sale în Oxford, a fost obligat să asculte o predică de 2 ore în Biserica Reginei Maria, în care a fost denunțat ca și eretic, în care i s-a arătat de ce credința lui în Evanghelia lui Hristos, credința în mântuirea prin credință, prin Harul lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos, este o credință falsă și știa că la sfârșitul predicii urmează ca să fie executat. În ultima sa declarație spune în felul următor: și acum am revenit la acel lucru care mi-a tulburat cel mai mult conștiința, mai mult decât orice altceva ce am săvârșit. Și aceasta este faptul că am scris cu mâna mea împotriva adevărului Evangheliei. Martori care au fost prezenți la execuția s-au mărturisit că atunci când focul a fost aprins sub el, și-a întins mâna în flăcări și ținând-o nemișcată ca să ia foc, a strigat: aceasta este mâna vinovată. Thomas Cranmer a fost un martir, dar a fost un om. Un om ca și noi. Un om care a cedat. Un om care a greșit. Un om care a căzut și s-a împiedicat în credința lui. Împăratul Ezechia, ca și Thomas Cranmer, ca și noi, a șovăit și a căzut. În capitolul 36 și 36 și 37 vedem cum a stat drept împotriva Imperiului Asirian. Armata era pe ziduri. Forțele Asiriei erau gata să atace. Dar pentru Ezechia, Dumnezeu era absolut totul. Cuvântul lui Dumnezeu era siguranța lui. Amenințările împăratului Asiriei erau absolut nimică pentru el, pentru că el avea siguranță în Dumnezeu. Acum, în capitolul 38 și 39, împăratul Ezechia se află într-o nouă încercare. De data asta, o problemă personală. Împăratul este bolnav. Și de data aceasta, credința lui se clatină. Dumnezeu nu mai este centrul vieții sale. Nu mai este valoarea lui supremă. Nu mai este preocuparea lui supremă. Acum totul este despre el, despre împărat. Totul, toate gândurile sunt asupra lui. Și strigă către Dumnezeu: scapă-mă, Doamne! Scapă-mă, Doamne, pentru că nu vreau să mă întâlnesc cu tine. Nu vreau să mor. Nu m-am săturat de această viață. Sunt prea tânăr ca să mă întâlnesc cu tine. Același împărat care cu un capitol înainte striga: Doamne, nu-i lăsa să vorbească așa despre tine. Nu-i lăsa să te batjocorească. Facă cu noi ce-or vrea. Dar nu le permite să ia numele tău cu lipsă de respect. Priviți boala lui Ezechia. În acele zile, Ezechia s-a îmbolnăvit și era aproape de moarte. Profetul Isaia, fiul lui Amoț, a venit și i-a zis: așa vorbește Domnul, pune-ți casa în rânduială, căci vei muri. Nu te vei mai face bine. Atunci Ezechia s-a întors cu fața spre perete și s-a rugat Domnului astfel: Doamne, te rog, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și din toată inima și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a plâns cu amar. E trist să ajungi la sfârșitul vieții tale și să clatine credința în halul acesta. Cu doar un capitol înainte, Dumnezeu era totul pentru el. Și acum încearcă să-l șantajeze pe Dumnezeu ca să nu se întâlnească cu Dumnezeu. Cei mai mulți predicatori, din păcate, prezintă acest text ca și un moment de victorie, rugăciunea lui Ezechia. Dar este un șantaj emoțional al lui Ezechia. Ezechia îi se spune din partea Domnului, din partea profetului, că va muri,
că este voia lui Dumnezeu ca să-i se sfârșească viața și el merge în fața Domnului și spune: Doamne, nu vreau să mor. Am fost un băiat bun. Ține minte cum am luptat împotriva Siriei împreună. Ține minte cum am fost credincios. Ține minte ce pocăit bun am fost. Cum poți să-mi faci așa ceva? Acum îl șantajează pe Dumnezeu. Pentru că nu vrea să se întâlnească cu Dumnezeu. Doamne, te rog, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie din toată inima și am făcut ce este bine înaintea ta. Și știți ce este fantastic? Știți ce este incredibil? Dumnezeu îl ascultă și mai dă o șansă. Chiar dacă vine cu metodele acestea ușoare, chiar dacă este total transparent în fața lui Dumnezeu, chiar dacă încearcă să apeleze la meritul lui, Dumnezeu îl ascultă. Îi dă un semn. Acesta este semnul de la Domnul pentru tine, prin care vei ști că Domnul va împlini ce a promis. Voi face ca umbra aruncată de soare pe cardanul lui Ahaz să se dea înapoi cu 10 trepte. Și soarele s-a dat înapoi pe cadran cu 10 trepte pe care deja îl coborâse. Ezechia este un om nestatornic. Iacov spune în capitolul 1 despre cerințele noastre. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc. Pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Priviți ce se întâmplă. Priviți ce se întâmplă chiar cu forma asta de credință care o are Isaia. Din versetul 9, în versetul 22, avem un psalm al lui Ezechia în care el exprimă bucuria lui. Exprimă noua lui perspectivă asupra vieții, acum că primește o grațiere. Un psalm al lui Ezechia, regele lui Iuda, scris după boala și vindecarea sa. Primele câteva versete, Ezechia își plânge starea în care se afla. În floarea vieții mele trebuia să trec prin porțile locuinței morților. Sunt văduvit de restul anilor mei. Am zis, nu-l voi mai vedea pe Domnul. Da, pe Domnul în țara celor vii. Vedeți care este plângerea? Nu-l voi mai vedea pe Domnul în țara celor vii. Accentul nu este pe Dumnezeu. Pentru că atunci când treci din viață în veșnicie, îl vezi pe Domnul. Problema lui nu e că nu-l mai va vedea pe Domnul, ci nu-l mai va vedea pe Domnul aici, în viața aceasta, în trupul acesta. Nu se va mai putea bucura de lucrurile din viața lui, de belșugul lui, de libertatea în care se află acum, ca sirienii nu-l mai atacă. Nu-l voi mai vedea pe Domnul în țara celor vii. Nu voi mai vedea oamenii și nu voi mai fi printre locuitorii lumii. În versetul 15 începe și zice care este noua lui perspectivă acum că a fost grațiat de Dumnezeu. Ce aș mai putea spune, zice el. El mi-a răspuns și aceasta este ceea ce el a făcut. Voi umbla smerit în toți anii vieții mele. După ce mi-a fost amărât sufletul astfel, o stăpâne prin lucrurile acestea trăiesc oamenii și în toate acestea stă și viața Duhului meu. Tu mi-ai dat sănătate și ai îngăduit să trăiesc. Ce sfârșește psalmul lui. Tu, Doamne, m-ai salvat. Iar noi vom cânta cu instrumentele cu corzi în toate zilele vieții noastre în casa Domnului. Pare frumos. O nouă declarație de dragoste față de Dumnezeu. Un nou angajament la slujire. O nouă perspectivă asupra vieții. Se pare că credința lui Ezechia este adusă la starea inițială, se pare că este din nou puternic. Dar dacă privim cu atenție, vedem că deja sunt mari fisuri. Priviți cum prezintă Isaia această întâmplare. După acest psalm al lui Ezechia, Isaia în postscrisul capitolului înregistrează următoarele lucruri. Priviți versetul 21. Atunci Isaia i-a zis, pregătiți o turtă de smochine pe care s-o așezați pe rană, și astfel Ezechia se va vindeca. Deci avem tot acest pasaj, avem psalmul lui Ezechia, avem semnul care îl dă Domnul, avem promisiunea vindecării și acum avem această vindecare fizică, să pregătește acest unguent ca prorocul să aplice asupra
împăratului și împăratul să știe că este vindecat prin acest medicament. Și uitați ce zice Ezechia. Ezechia a întrebat: care va fi semnul prin care voi ști că mă voi duce la casa Domnului? Ați înțeles ce se întâmplă? Dumnezeu îi promite lui Ezechia că îl va vindeca. Îi dă un semn, îi dă un leac. Leacul se aplică pe rană. Prorocul Domnului îi spune că totul va fi bine. Și Ezechia vine și spune: cum știu că va funcționa? Cum știu că totul va fi bine? Credința lui nu este statornică. Credința lui este doar o formă de evlavie din autointeres. Nu-l interesează părtășia deplină cu Dumnezeu, nu-l interesează slava lui Dumnezeu, nu-l interesează onoarea lui Dumnezeu, îl interesează ca el să fie cât mai sigur, în mod omenesc, că problema lui s-a rezolvat. Urmează căderea totală, trădarea lui Ezechia. Dumnezeu este bun și ne acordă șansă după șansă să ne pocăim. Îl vindecă. Acum Ezechia are în sfârșit deplină oportunitate să trăiască restul vieții sale după cum a promis în psalmul său. În închinare, în recunoaștere, în smerenie, în slujire. Nu are niciun motiv ca să nu împlinească promisiunile lui în fața lui Dumnezeu. A cerut de la Domnul viață și Domnul i-a dat viață în ciuda necredinței sale. Și ce se întâmplă? Este pus din nou la încercare și falimentează. Priviți capitolul 39. În acea perioadă, Merodac Baladan, fiul lui Baladan, regele Babilonului, i-a trimis lui Ezechia scrisori și un dar, fiindcă auzise că acesta fusese bolnav și se făcuse bine. Ezechia i-a primit pe soli și le-a arătat ceea ce era în visteria sa. Argintul, aurul, mirodenile, uleiul de preț, tot armamentul lui și tot ce se află în magazinele lui. Nu a rămas nimic în palatul său, în regatul său pe care Ezechia să nu le fie arătat. Atunci, profetul Isaia a venit la regele Ezechia și l-a întrebat. Acum priviți încercarea. Ce au zis oamenii aceia și de unde au venit? Ezechia i-a răspuns: au venit la mine dintr-o țară îndepărtată, din Babilon. Ce au văzut în palatul tău? Întreabă prorocul. Au văzut tot ceea ce este în palatul meu, a răspuns Ezechia. Și nu a rămas nimic în magaziile mele pe care să nu le fi arătat. Dacă în capitolul 36 și 37 a fost atacat de forța acestei lumi, Imperiul Asirian, acum este încercat prin seducția acestei lumi. Este flatat de împăratul Babilonului. Babilonul, în legătură cu poporul Israel, era, cum ai zice, România și America. Ezechia este un fel de împărat junior comparat cu împăratul Babilonului. Este cum ar veni președintele Americii și să zică: cine ai noi acum? Iohannis. Să-i zică la Iohannis: am auzit de tine, am auzit de renumele tău, am auzit de ce s-a întâmplat cu tine, de izbânda ta, și vreau să trimit și eu pe cineva ca să vedem. E fantastic ce s-a întâmplat. Este flatat. Babilonul în Apocalipsa este comparată cu curva care seduce lumea în păcat. Și mândria lui Ezechia nu poate ca să facă față la această tentație. Îl dărâmă la pământ. Țineți minte, de ce i-a scris împăratul Babilonului? Pentru că era Ezechia un mare împărat? Pentru că era Ezechia cineva? Pentru că îl interesa despre bogăția lui Ezechia? Pentru că îl interesa despre armata lui Ezechia? Nu! Pentru că a fost vindecat de boala lui. Cu ce se fălește Ezechia când au venit solii împăratului? Nu cu Dumnezeu, nu cu felul în care Dumnezeu l-a vindecat, nu cu felul în care Dumnezeu l-a scos de sub armata asiriană, nu cu felul în care Dumnezeu a apărat poporul său, nu cu credința lui, nu l-a dus în templu Domnului, nu i-a spus despre Dumnezeul lui atotputernic, ci s-a fălit cu visteria lui. Erau ei acolo să vadă visteria? Nu! Erau acolo pentru că au auzit de felul în care Ezechia a fost bolnav și s-a făcut bine. El
s-a fălit cu averea lui, cu faima lui, cu statusul lui, cu propria lui valoare. Și vine în mod inevitabil judecata lui Dumnezeu. Atunci, Isaia i-a zis, ascultă cuvântul Domnului oștirilor. Iată, vin zile când tot ce este în palatul tău și tot ce au agonisit strămoșii tăi până în ziua aceasta va fi dus la Babilon. Nu va mai fi lăsat nimic, zice Domnul. Unii dintre proprii tăi fii care ți s-au născut îți vor fi luați și vor fi făcuți eunuci, adică castrați, în palatul împăratului Babilonului. Ce tablou trist! Împăratul Ezechia își defilează averea în fața solilor din Babilon. Ce satisfacție avea el mergând din palat în palat, din visterie în visterie și deschizând tot în fața lor și zicând, uite cât aur am, uite astea sunt armele mele, uite astea sunt soldații mei, uite cât scai avem, uite, tot, uite toată averea și tot renumele meu. Și solii împăratului din Babilon râd de el în sinele lor și fac inventarul. Și zic, și aia va fi a nost, și aia va fi a nost, și grămada aia de aur, și caii ăștia, și cetatea asta, toate astea le vom cuceri și le vom duce în Babilon. Și Ezechia este prea mândru și prea prost și prea orbit să vadă ce face. Ezechia falimentează în credința sa și este judecat pentru aceasta. Ce avem noi de învățat din istoria lui Ezechia în seara aceasta? Trebuie să înțelegem că și noi suntem slabi. Trebuie să înțelegem că toate victoriile noastre sunt nimic. Mâine poate fi căderea noastră. Mâine poate fi desfacerea noastră. Dacă până astăzi totul parcă a mers bine, mâine s-ar putea să fie falimentul nostru. Avem nevoie să fim reamintiți zilnic de cine suntem noi și de cine este Dumnezeu. Să fim umpluți cu realitatea unui Dumnezeu care este suveran și suficient pentru noi în fiecare zi. Ieri, Ezechia era pe culme. Armata asiriană cucerită de Dumnezeu. Victoria era a lui. Astăzi, în ciuda vindecării și grațierii care o primește de la Dumnezeu, falimentează în credința lui. Ieri, erai puternic în credință. Astăzi, credința ți-l apământ. Pentru că avem nevoie în fiecare zi, în fiecare clipă, să privim țintă la Dumnezeu și să înțelegem cine este El. Să înțelegem că El este suficient pentru noi. Să înțelegem că nu putem fi cuceriți de forța acestei lumi și nu putem fi doborâți de seducția acestei lumi atât timp cât suntem în Hristos. Să înțelegem că mântuirea noastră nu este ceva care trebuie câștigată și este ceva care a fost deja câștigată pentru noi. Hristos cunoaște foarte bine slăbiciunile noastre și nu ne-a lăsat fără ajutor. Nu ne-a lăsat fără ajutor la fiecare pas. Ne-a lăsat cuvântul Său. Ne-a trimis Duhul Său care lucrează în inimile noastre și strigă Abba, adică Tată, care să roagă pentru noi și completează rugăciunile așa cum numai El știe. Ne-a lăsat biserica Sa, care să slujească ca și mădulare vii unul pentru altul. Ca bine închegați împreună să ne primim creșterea și să stăm tari în credință. Și a instituit, nu în ultimul rând, cina Domnului, care este un tablou minunat a realității că noi nu putem să ne mântuim. Noi nu putem să ne salvăm. Că a fost nevoie ca Mântuitorul nostru să se întrupeze, să trăiască o viață perfectă, să sufere jertfa pe cruce, să fie înviat din morți și să fie înălțat la dreapta Tatălui. Și doar în meritul jertfei Lui, doar în sângele Lui fiind spălați, putem ca să stăm în picioare. Nu în faima noastră, nu în meritul nostru, nici măcar nu în credința noastră, care șovăiește la fiecare pas, care se clatină la fiecare pas, ci numai în puterea și în meritul Mântuitorului nostru vom putea sta drepți în picioare până în ultima zi. El ne dă șansă după șansă să ne pocăim. Amintire după amintire despre cine este El și cine suntem noi. Cu ajutorul Domnului și în această seară
vom putea să ne apropiem de această amintire. De masa Domnului în care ne amintim că El este Dumnezeu. El este Mântuitorul nostru. Și în cea mai bună zi a vieții noastre și în cea mai rea zi a vieții noastre, El este suficient. Amin? Amin. Amin.